Doamne, fă ceea ce vrem noi să faci pentru noi. Aceste cuvinte se pare că, din păcate, tronează toată viața noastră. Suntem în postul Paștilor, în postul pocăinței, în ultima duminică, înainte de sfârșitul acestui post, și sunt convins că fiecare dintre noi are câte ceva de cerut lui Dumnezeu. Am auzit în Evanghelia de astăzi cum Ioan și Iacob, fiii tunetului, cum erau numiți, s-au apropiat de Hristos după ce acesta le-a vestit patimile și învierea sa, s-au apropiat de el și a zis, Doamne, voim să faci ceea ce vom cere de la tine. Și Mântuitorul i-a întrebat, ce voiți să vă fac? Voim să fim unul de-a dreapta și unul de-a stânga ta în slava ta. Acum unii înțeleg că acești doi apostoli, unii dintre cei mai râvnitori dintre apostoli, au socotit că poate Hristos este Mesia, așa cum îl înțelegeau iudeii, ca un împărat, un împărat pământesc care a venit ca să-i pună pe evrei deasupra tuturor celorlalte popoare și astfel să cunească ei că mâna lui Dumnezeu este asupra lor. Însă, nu este așa. Pentru faptul că acești doi apostoli au venit chiar acum, înainte de patima Mântuitorului, înainte de învierea Lui, deci la sfârșitul propovăduirii Lui, și pentru faptul că ei au zis că vrem să fim unul de-a stânga și unul de-a dreapta în slava Ta, arată că ei au înțeles că e vorba de o altă împărăție. De aceea, și Mântuitorul le-a vorbit despre acea împărăție și a întrebat, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă voi boteza eu? Și ei au zis, poate pripit, poate nu, putem. Și Mântuitorul le-a zis, voi nu știți ce cereți, cu adevărat, veți bea și paharul, și vă veți boteza și cu botezul cu care credeți voi. Însă, a fi de-a dreapta și de-a stânga mea, nu este al meu a da, ci a celor cărora s-a rânduit. Ce înseamnă paharul, ce înseamnă botezul? Majoritatea celor care au interpretat acest pasaj au zis că paharul este moartea și botezul sunt chinurile. Însă, este așa? Este doar atât? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Este vorba de ce a zis Mântuitorul de rugăciunea lui din Ghesimani către Tatăl său, Tată, dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine, gândindu-se evident la patimile și la moartea sa pe cruce. Dar a mai zis, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Paharul nu este doar moartea, paharul este voia lui Dumnezeu Tatăl. Mâncarea mea, zice Hristos, este să împlinesc voia celui care m-a trimis. Aceasta este hrana mea, aceasta este băutura mea. Paharul arată voia Tatălui și voia Tatălui aceasta este ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Voia Tatălui meu din la început aceasta a fost ca omul să stea de-a dreapta Lui, ca omul să se simtă și să fie iubit cu adevărat de El, Tatălui. Ca omul acesta
să fie cu adevărat fiul, chiar dacă înfiat, dar iubirea Tatălui l-ar fi făcut pe acest om să fie la fel cu fiul său născut, să simtă aceeași iubire din partea lui. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Zice, în capul cărții este scris despre mine ca să fac voia ta, Dumnezeule. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu Tatăl a rânduit de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului pe cine? Pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că nimeni nu poate fi mai înalt ca Maica Domnului, nimeni nu se poate uni atât de intim cum s-a unit și cum este unită Maica Domnului cu Hristos, nimeni n-a înțeles mai bine ce înseamnă cuvintele pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celui decât Ioan Botezătorul, care și-a început chiar propovăduirea sa cu aceste cuvinte. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. El a înțeles cel mai bine că pocăința este vestirea împărăției cerului, este pregustarea împărăției cerurilor. Nu este o simplă căință, este arătarea de pe acum a împărăției cerurilor. Și Ioan Botezătorul a trăit doar pentru acest cuvânt. Ioan Botezătorul a trăit doar pentru Hristos. Postul acesta este postul pocăinței. Acest post al pocăinței nu ne pregătește pentru înviere. Ați mai auzit acest cuvânt? Postul Paștilor ne pregătește pentru săptămâna patimilor. Duminica viitoare, Duminica Florilor, va stabili granița dintre sfârșitul postului și începutul săptămânii patimilor. Săptămâna patimilor este aparte, este deosebită. Și aceasta este ultima duminică, duminica de astăzi, a cincea, în care noi o prăznuim pe Sfânta Maria Egipteanca. Cea care ne arată icoana pocăinței. Haideți să vedem puțin care au fost duminicile premergătoare acesteia de astăzi și să rememorăm, să ne readucem aminte, să punem înaintea ochilor, inimilor noastre, la un loc, învățăturile pe care le-am tras pas cu pas din aceste duminici. Prima duminică, izgonirea lui Adam din Rai. Căderea omului, căderea de acolo, de unde Dumnezeu îl pusese, lângă el îl așezase, căderea în cele mai jos, cele mai de jos, cele de sub fire. Căderea pe un pământ care nu mai era pământ firesc, era un pământ blestemat. A doua duminică, Duminica Ortodoxiei, ne-l aduce aproape pe Hristos, pentru că prin El avem icoanele, prin El Sfinții Săi ne-l fac aproape pe Dumnezeu. Cum spunea un copil, că icoanele sunt portretele de familie ale lui Dumnezeu. Prin cinstirea icoanelor din Duminica Ortodoxiei, Sfinții Părinți au vrut să ne pună înainte calea aceasta a pocăinței care te ridică deasupra pământului, care îți aduce aminte că deși ești căzut, totuși ești neam sfânt, ești ruda lui Dumnezeu, ești din familia Lui și în acolo, și în acea familie trebuie să te întorci. Urmează Duminica Sfântului Grigorie Palama, acela care a văzut lumina necreată, acela care s-a
unit cu Dumnezeu și pe a cărui învățătură în îndumnezeirea omului se bazează, se sprijină toată învățătura ortodoxă. Acela care ne-a arătat și ne-a dovedit că îndumnezeirea nu este un vis deșert, că îndumnezeirea este ceva real și că, de fapt, aceasta trebuie să o căutăm, îndumnezeirea. De ce trebuie să o căutăm? Pentru că aceasta a dorit-o Dumnezeu dinainte de a ne face. În sfatul Său cel mai înainte de veci a hotărât să mai fie un membru al familiei Sale. Așa zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, că iubirea din sânul Sfintei Treimi, dintre Tatăl și Fiul, s-a prelungit în lume și l-a făcut pe om. Sfântul Grigore Palama așadar ne arată că îndumnezeirea nu este niciun vis și nici ceva rezervat doar celor aleși. Nu. Îndumnezeirea este gândul lui Dumnezeu pentru om, dintr-un început. Urmează apoi, la mijlocul postului, Duminica Sfintei Cruci. După ce, până acum, am început să-L înțelegem pe Dumnezeu și să vedem ce vrea de la noi și unde dorește să ne aducă, acesta ne pune înainte crucea, arătând că ea este ușa prin care putem să ajungem la El. Dacă vrem să ne îndumnezeim, înseamnă că vrem să ne unim cu El, căci aceasta înseamnă îndumnezeire. Cum să te unești cu cineva dacă nu te asemeni deloc cu El? Cum să recunoști frumosul în celălalt dacă nu este o parte din acel frumos și în tine? Cum să dorești să fii deplin dacă nu recunoști în celălalt ceea ce îți lipsește ție? Aceasta este crucea, cea care unește cerul cu pământul prin cele două laturi verticale, verticală și orizontală, ea unește pentru totdeauna cerul și pământul. Și Mântuitorul, răstignindu-se pe această cruce, rămâne cu brațele veșnic deschise spre a îmbrățișa pe acest om păcătos, pe acest om înstrăinat. Zice Sfântul Pavel că el se laudă doar în Hristos și acela răstignit, iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice: Îl văd pe Hristos răstignit și mă închin Lui ca un împărat, pentru că îi lesne oricărui om care are putere, forță, care are minte, înțelepciune, care are resurse să stăpânească peste ceilalți. Însă doar cel care poate să moară pentru supușii Lui poate și este cu adevărat împărat. De aceea, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că îl vede pe Hristos răstignit și se închină Lui ca unui împărat. Urmează cea de-a doua jumătate a postului, care începe cu Duminica Sfântului Ioan Scărarul, Duminica trecută. Sfântul Ioan Scărarul, prin acea reprezentare a scării lui Iacob, a scării care duce de la pământ la cer și pe care el a văzut în visul său, Iacob, că îngerii urcau și coborau. Nu doar coborau și nu doar urcau, urcau și coborau. Acea scară care a distrus bariera dintre văzut și nevăzut, care era moartea, acea scară pe care Sfântul Ioan Scărarul a numit-o scara virtuților sau scara raiului, este aceea care ne face pe noi asemenea îngerilor, aceea care ne arată nouă calea către cer. Și El a stabilit acea scară ca având 30 de trepte. 30 de trepte, 30 de răgazuri, 30 de încercări, 30 de virtuți pe care
pas cu pas, avem să le dobândim. Pentru a ajunge unde? Pentru a ajunge în brațele lui Dumnezeu. Pentru a ne întoarce în sfârșit acasă. Și ultimele două trepte sunt smerenia și dragostea. Nu poți să intri în dragoste decât smerit. Cu mândrie, cine intră în dragoste, intră în iad. Mândria transformă dragostea în chin. Iar smerenia transformă și iadul în rai. Sfântul Ioan Scăraru ne-a arătat că vârful viețuirii noastre este nepătimirea, este intrarea în relația de iubire a lui Dumnezeu, dar pe această cale a smerenii. Sfântul Ioan Scărarul a arătat că toate celelalte virtuți, toate celelalte obstacole, patim, cum vrem să le numim, sunt doar o mică parte. Noi nu ne pocăim pentru a scăpa de păcate. Asta este doar o mică parte. Asceza noastră ortodoxă nu poate fi echivalată cu pocăința. Este o foarte mică parte din pocăință, asceza. Sau căința, părerea de rău pentru păcate. O foarte mică parte. Adevărata pocăință o înțelegem în ziua de astăzi, prin Sfânta Maria Egipteanca. Ea care a fost desfrânată, a fost prostituată, așadar nu era doar păcătoasă, era și cunoscută a fi așa. Toată lumea o arăta cu degetul, era și ispită, în același timp și motiv, pricină de scandalizare pentru bărbați în special și pentru lume în general. În același timp era și piatră de poticnire și motiv să te întorci cu spatele. Îți venea să te duci către ea și să fugi de ea. Cine poate înțelege ce era în sufletul acelei femei, acelei desfrânate, care păcătuia din plăcere, așa cum ea însă și-a mărturisit, nu din vreo nevoie, s-a prostituat din plăcere, din patimă. Și această sfântă, auzind că se face un pelerinaj la Ierusalim, pentru că urma praznicul Înălțării Sfintei Cruci, s-a gândit că poate și de aici să scoată o pricină pentru a-și satisface poftele ei. Și atunci s-a îmbarcat și ea pe o navă, vânzându-și trupul. Și până la Ierusalim, trăind doar în destrăbălări, doar în destrăbălări. Nici de cum n-a avut gândul acesta că se duce să se închine. Nici de cum. Ea nu era pelerină. Nu. Ea nu era o credincioasă, nu. Ea era o prostituată. Încă. Și ajungând acolo și văzând că toată lumea se duce, curiozitatea a împins-o să facă și același lucru, însă n-a reușit. O forță nevăzută o oprea. Zic părinții că acea forță nu era o forță exterioară, era o forță interioară. Ați auzit în duminica Vameșului și a Fariseului că acel Vameș a reușit să pășească pragul bisericii, a trecut de pridvor. Și stătea chiar la intrare și își bătea pieptul cu pumnii, strigând: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Și el era păcătos, dar el a reușit să intre. De ce? Pentru că el era conștient de păcatul lui. Maria însă nu era. Și atunci păcatul din ea a oprit-o. Faptul că ea se depărtase atât de mult de Dumnezeu, încât nu mai semăna deloc cu El. Cum spune psalmul acela,
Omul în cinste fiind n-a priceput, a alăturat, asemănatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a alăturat lor. Așa era Maria. Așa era. Și așa vroia să intre în biserică. Dar biserica, iubiți credincioși, nu este un loc oarecare. E locul în care noi l-am exilat pe Dumnezeu, însă El, aici, și-a făcut tărâmul Lui. Aici nu intră decât cel care îl dorește pe El. Și Maria nu-l dorea. Și văzând că n-a putut să intre și simțind acea forță care o împiedica pur și simplu, care o îndepărta, care o făcea într-adevăr să se simtă așa cum era, adică înstrăinată, alungată, izgonită, atunci s-a îndreptat către cine? Către Maica Domnului. Ea, fiica necurăției, s-a îndreptat către Maica Curăției. Câtă îndrăzneală a avut, ar putea zice unii, câtă înțelepciune însă a avut, zicem noi. Să te duci, să treci peste rușinea asta și să te duci la Maica Domnului și să-i ceri ajutorul, aceasta este înțelepciunea. Și făcând așa, Maica Domnului a ajutat-o. A ajutat-o însă, i-a dat de înțeles că fără pocăință nu se poate. Fără a se întoarce de la vechile ei obiceiuri, nu se poate. Fără a încerca să facă voia lui Dumnezeu în sfârșit, nu se poate. Și a auzit ea, după ce s-a spovedit, a auzit un glas în inima ei zicând, dacă vei trece Iordanul, vei găsi odihnă. Această odihnă pe care toți o căutăm, această odihnă care ne duce cu mintea la odihna lui Dumnezeu după ce a făcut lumea, care zice Scriptura, s-a odihnit peste toate. Acea odihnă îi era promisă Mariei dacă ar fi trecut Iordanul. De cele mai multe ori, apa este un simbol al ispitei. Și nu degeaba atunci, la slujba botezului, se spune în rugăciunile noastre că Hristos a coborât în apă ca să alunge de acolo pe diavolul care s-a ascuns în ape, pe balaurul cel mare care s-a ascuns în ape. Și așa cum apa te cuprinde și ți arată cât ești de neputincios și te robește, tot așa și patima. Dacă vei trece apa Iordanului, vei găsi odihnă. Și a trecut apa Iordanului. Și a aflat odihnă? Nu. A aflat război. A avut cu ea două pâini. În două zile s-au făcut ca piatra, nici acelea nu i-au mai fost de folos. Și a avut război din partea desfrânării atât de mare, încât stătea zile întregi cu fața la pământ, până pleca ispita de la ea, atacul acela furios. Zice Ava Pimen că pe leu îl bați și pe urs îl sugrumi. Înțelegând el, prin asta, mânia și curvia. Leul, adică mânia, îl bați. Pe leu îl bați, mânia o îndepărtezi de la tine cu hotărâre și cu luptă, dar desfrânarea, adică ursul, îl sugrumi, o strâmtorezi prin post. Post mai aspru decât Sfânta Maria Egipteanca, nu cred că a mai urmat cineva. Luptă așa cum a avut cu desfrânarea, nu cred că a mai avut cineva. 17 ani a trăit în curvie, 17 ani a luptat-o demonul acesta după ce a trecut Iordanul. Ce vrea să arate aici Sfânta Maria Egipteanca?
că împotriva unui păcat nu te lupți așa pur și simplu, punându-te împotriva lui și zicând, de acum înainte nu te mai vreau. Nu. Și mai ales împotriva acestui păcat al desfrânării, al necurăției, împotriva acestui păcat te pui, doar cum zice Ava Piment, sălbăticindu-te împotriva lui. Cu ură desăvârșită l-am urât pe el, zice psalmul. Cu ură desăvârșită l-am urât. Așa a făcut Sfânta Maria Egipteanca. Dar ne întrebăm noi acum, cum a reușit ea să facă acest lucru? Nu este ușor, știm din propria noastră experiență, din păcate, că un păcat odată săvârșit lasă urme adânci și te slăbănogește, te face neputincios, îți lasă zidul surpat și găsind zidul surpat, diavolul cu ușurință te ia cu asalt. Cum a reușit ea să facă treaba asta? Aflăm asta din Evanghelia care s-a citit astăzi în cinstea ei, Evanghelia cu femeia păcătoasă. Mântuitorul, intrând în casa unui fariseu pe nume Simon, o femeie din sat care era păcătoasă, auzind acest lucru, a venit la el și a început să plângă, să-i spele picioarele cu lacrimile ei și, ștergându-le cu părul ei și sărutând, le ungea cu mir. Iar fariseul, ca un om al legii, a zis în sinea lui, dacă omul ăsta e cu adevărat cine zice el că este, ar ști cine este această femeie, ar ști că este păcătoasă. Cu alte cuvinte, ar ști că n-are ce căuta acolo. Și în loc să stea așa, nepăsător, i-ar trage un picior, probabil. Ar alunga-o de acolo. Că așa merită o astfel de femeie. O astfel de femeie care nu mai este om, nu merită să stea cu oamenii. Așa gândeau cei de atunci. Și Mântuitorul, blând, n-a vrut să-l mustre pe Simon. Chiar dacă era fariseu și chiar dacă avea aceste gânduri în inima lui. L-a chemat și l-a întrebat, Simone, vreau să te întreb ceva. Învățătorul le spune, uite, este un cămătar, auziți, un cămătar. Nu un om bogat, un cămătar. Unul care se ocupă cu schimbarea de bani și cu cele care nu erau permise. Avea doi datornici. Unul avea o sumă mică, altul avea o sumă de 10 ori mai mare. Și i-a iertat pe amândoi. Ia spune-mi tu, cine crezi dintre cei doi datornici că îl va iubi mai mult pe acest cămătar? Și l-a zis foarte repede, desigur că cel căruia i s-a iertat mai mult. Foarte bine ai gândit, i-a răspuns Mântuitorul. Ia uite-te tu acum, și i-a arătat-o pe femeie. Vezi femeia asta? Eu am venit la tine, în casa ta. Am acceptat să intru în casa ta. Și ar fi trebuit, după lege, să-mi torne apă, să mă spăl pe picioare și n-ai făcut-o. Femeia asta nu apă, ci lacrimi a adus pentru spălarea picioarelor. Tu nu mi-ai uns capul cu mir, iar ea picioarele le-a uns cu mir. Drept aceea eu spun ție, și s-a întors către femeie, iertate sunt păcatele tale. Și a zis, iertate sunt păcatele ei cele multe, că mult a iubit. Adică, ne spune tot Sfântul Ioan Scăraru, zice, acea femeie a fost iertată de păcatele ei pentru că a reușit să schimbe iubirea trupească în iubire de Dumnezeu. Iertate sunt păcatele ei cele multe că mult a iubit. Ar fi trebuit să spună de fapt că mult m-a iubit. Ca să putem noi înțelege mai pe limba noastră, să ne fie mai ușor.
iertate sunt păcatele ei cele multe, că mult m-a iubit. Și a spus apoi femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Credința ta, care credință? Ce credință avea o desfrânată? Poate nădejdea ei că va fi izbăvită, că va găsi iertare la Dumnezeu? Nu. Asta nu e credință. E nădejde. Și atunci ce credință? Credința, frații mei, nu este ceva cu care ne naștem. Credința este de la Dumnezeu. Iubirea este de la Dumnezeu, smerenia este de la Dumnezeu, blândețea, toate acestea sunt de la Dumnezeu. Toate acestea nu le avem, le dobândim. Și nu le dobândim decât dacă El, Dumnezeul nostru, le naște în noi. Credința aceasta care s-a născut în inima ta, aceasta te-a mântuit. Așa s-a întâmplat și cu Sfânta Maria Egipteanca. Ea ne arată astfel că pocăința nu poate nimic fără iubire. Că cel care înțelege iubirea, acela înțelege pocăința. Că cel care vrea să se pocăiască, acela trebuie mai întâi să-L dorească pe Dumnezeu. Zice Arhimandritul Sofronie că atunci când Hristos a zis pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, El a făcut o invitație omului la dialogul pe care l-a întrerupt acesta în rai. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să intre în relație cu El și omul a rupt această legătură. Iată că vine Hristos acum și prin această vorbă, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, El îi face din nou invitație omului în aceeași relație. Vino iarăși să fim împreună. Pocăința așadar are ca sfârșit unirea cu Dumnezeu, dar are ca început dorința de Dumnezeu. Dorința de Dumnezeu, dorința după Dumnezeu și conștiința păcătoșeniei mele dau această tensiune care se cheamă pocăință. Nu poți doar să te pocăiești pentru păcatele tale, să-ți pară rău de păcatele tale, să te defaimi pe tine fără să-L dorești în același timp pe Dumnezeu, că alminteri cazi în deznădejde. Alminteri pocăința nu ți este de folos. Și pocăința, repet, la fel ca și credința, și mai mult decât aceasta, pentru că pocăința cuprinde în ea și iubirea, și credința, și nădejdea, se naște în inima noastră în urma acestei relații. Dacă ați fost la Denia Canonului Celui Mare, ați auzit, poate, într-un dintre oparele închinate Sfintei Maria Egipteanca, că spune așa, tu te-ai încredințat lui Hristos și El, aflând pocăința, ți-a dăruit-o. Auziți? Hristos a căutat pocăința pentru Maria Egipteanca și a dăruit-o. A născut-o în inima ei și a înlocuit acea forță a păcatului care o împiedica să îi se închine. A înlocuit. Așadar, păcatele ei cele multe s-au transformat în iubire de Dumnezeu. Și iertate au fost păcatele ei cele multe, că mult l-a iubit pe Dumnezeu. Aceasta este pocăința, frați creștini. Încă un lucru aș vrea să mai subliniez, foarte important pentru viața noastră duhovnicească și mai ales pentru perioada în care ne aflăm. Sfânta Maria Egipteanca l-a dorit atât pe Hristos, așa încât Hristos i l-a trimis pe Zosima, acel sfânt bătrân care ne-a transmis și nouă viața ei, și l-a trimis ca să o spovedească și să o împărtășească. Și s-a spovedit, s-a împărtășit Sfânta Maria Egipteanca, ea care se ruga ridicată de la pământ,
ea care știa Scripturile pe de rost fără să le fi citit măcar o dată, ea care ajunsese atât de aproape de Dumnezeu, una îi mai lipsea, Sfânta Împărtășanie. Vedeți, nevoința nu înlocuiește împărtășania. Faptul că Dumnezeu i-a dat atâtea dovezi că i-au fost iertate păcatele, n-au înlocuit spovedania. Și după ce s-a spovedit și s-a împărtășit, i-a spus lui Zosima să vii peste un an, că atunci mă voi preaslăvi. Să vii așadar să mă înmormântezi. Nu s-a împărtășit înainte de moarte. Gândiți-vă la lucrul acesta. S-a împărtășit cu un an înainte să moară. Noi una, două, hai să ne împărtășim repede, că poate murim sau nu știu ce. Nu. Ne împărtășim ca să mai bifăm o activitate pe lista noastră? Ne spovedim că așa trebuie? Nu. Avem nevoie de Dumnezeu și vrem să găsim acea odihnă. Ce spune în psalmi? Lasă-mă, Doamne, să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Atunci i s-a dat Mariei odihna care îi fusese promisă dacă trece Iordanul prin împărtășanie. Pentru că avea nevoie și trupul ei, ca și sufletul, să-L simtă pe Hristos una cu ea. Avea nevoie să-L vadă și cu ochii inimii pe Hristos, avea nevoie să fie cu adevărat unit cu Hristos, care este și Dumnezeu și om. De aceea a zis Sfântul Simeon Nou Teolog, cât îl vei vedea pe Dumnezeu în viața asta, atât îl vei vedea și dincolo. Avea nevoie Sfânta Maria de acest lucru. Așa încât avem nevoie să ne spovedim, avem nevoie să ne împărtășim cât ține pocăința. Cât timp ține pocăința, avem nevoie de acest lucru. Nu vă lăsați spovedania și împărtășania pentru săptămâna patimilor, pentru că atunci deja trebuie să fiți tari. Atunci trebuie să împliniți cuvântul pe care l-a spus Hristos ucenicilor săi: voi ați rămas alături de mine în încercările mele. Cum poți să rămâi alături de Hristos în încercările Lui din săptămâna patimilor dacă nu ești spovedit, dacă nu ești împărtășit, dacă pocăința ta nu a crescut în inima ta? Cum? Nu se poate. Și mă întorc la acele cuvinte dintr-un început. Doamne, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Avem fiecare cererile noastre, dar oare ce cerem noi? De ce avem nevoie de atâtea lucruri când unul singur trebuiește? Unul singur. Ce a zis Mântuitorul Martei? Marto, Marto, pentru multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește. Care? Acela pe care îl făcea Maria. Stătea la picioarele Lui și se hrănea cu cuvintele Lui. Acest lucru trebuiește. Un singur lucru trebuiește. Și zic iarăși, cum ați mai auzit cuvântul acesta din psalm: una am cerut, pe aceasta am căutat-o, să văd frumusețea lui Dumnezeu și să cercetez locașurile Lui. Aceasta este ținta pocăinței: să văd frumusețea lui Dumnezeu și să cercetez locașurile Lui. Și Sfânta Maria Egipteanca ne arată astăzi cu prisosință. De aceea să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca pentru rugăciunile Maicii sale, a Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfintei Maria Egipteanca să înțelegem și noi ce înseamnă pocăința și să ne așezăm și noi în sfârșit la picioarele lui Hristos aici și acum. Amin.